They did research in Australia. Au făcut cercetări în Institute of Sport. La Institutul de Sport. And they found that the body cannot tell the difference. Și au aflat că corpul nu poate face diferența between a real event and an imagined one. Între un eveniment real și un imaginar. So we can imagine that these spotlights, deci putem imagina că aceste reflectoare are pure cosmic Christ energy. Sunt energie cristică pură. So we sit there and we absorb it as pure Christed light. Deci putem să stăm și să absorbim lumina cristică pură cosmică. For our journey here, pentru călătoria noastră aici, Spirit says if we are really masters, Dumnezeu spune că dacă suntem adevărați maestri, we should be able to be anywhere in any situation and feel fantastic. Trebuie să putem să fim în orice situație, în orice loc și întotdeauna să ne simțim extraordinar de bine. Okay, and there's one very particular piece of programming we need to do if we're going to even look at living successfully on prana. Trebuie să facem o mică programare dacă vrem să începem să ne gândim la a trăi cu succes, numai cu lumina. Before we begin our meditation, I'd like to share this. Înainte să începem meditația, vreau să vă arăt acest lucru. How many of you recognize this? Here is a person. They've been meditating for a long time. I have been meditating for a long time. I do my prayer, I live my spiritual life. And I am so sensitive. I feel everything. I can't be in the world much. Because the frequencies of the world are so heavy. I don't like pollution. I don't like living in cities. I don't like shopping centers. I don't like being with normal people. Because they're so dense. And do you recognize this? Yes, okay. I used to be like that. Okay, not anymore. That's one choice. Asta este o alegere. In this choice, în această alegere, you are absorbing from the world. Absorbiți ceea ce vi se dă din lume. Yes, you're sensitive. Da, sunteți sensibil. And you are absorbing. Și absorbiți tot timpul. Okay, that's yesterday's person. Asta este persoana cea de ieri. Today's person. Persoana de astăzi. You are plugged in. Este conectată to this never-ending source of love and wisdom and power. La sursa veșnică de putere și de dragoste și de firstly, plugged in through the heart chakra as we did last night and Wednesday. Mai întâi să ne conectăm așa cum am făcut aseară. And we'll complete our plug-ins during this next day. De cursul meditației vom completa și so your attitude is this. Atitudinea voastră este aceasta. I am plugged into a never-ending source of divine love, divine wisdom, divine power. Eu sunt conectată la o sursă inepuizabilă de iubire divină și forță divină. As this energy flows through me from the inner planes, simt cum energia curge din mine, din planurile interioare. It transforms me. Ea mă transformă. It radiates through me. Radiază prin mine. It radiates out into the world. Radiază afară în lume. So this world, în urmare, eu umplu în această radiating, eu nu absorb. I radiate. Eu radiez. I radiate love. I radiate wisdom. As this love and wisdom radiates through me, it touches and transforms everything around me into love and wisdom. Everything around me that is open to love and wisdom will be fed by my radiation. So I walk through this world as a master. Do you see the difference? Vedeți care e diferența? Victim, victima, master, maestru.
Okay. One of the things we need to really work with living on light is to always radiate, radiate, radiate. Când vrem să trăim cu lumină, un lucru important pe care trebuie să-l facem este ca în permanență să radiem. At the moment on our planet, there is less than 0.0001% of people living on prana. La ora actuală pe planeta noastră sunt foarte, foarte, foarte puțini oameni care trăiesc cu prana. That means the status quo, the mass are not living purely on prana. Asta înseamnă că conștiința de masă nu este... If you have an attitude that you walk through this world and you're sensitive enough to live purely on prana and you're absorbing, you will be crushed. Dacă aveți o atitudine prin care vreți să treceți prin lume trăind numai cu prana, veți fi stropiți. Because the frequencies of the masses do not support this. Pentru că frecvența maselor nu sprijină acest lucru. So you need to shift your reality and come from a point of I radiate. Deci trebuie să vă modificați realitatea și să ajungeți în starea care să spuneți eu radiez. Where does the true power lie? Unde se află adevărata putere? With the divine force of all creation? În forța divină a tuturor întregii creații? Or with the mass realities of humanity? Sau în realitatea de masă a omenirii? Of course. So if you're plugged into this power and really radiating it, it can transmute everything. Deci dacă sunteți conectați la această putere și o radiați, atunci poate să transmute totul. We'll have questions later.